numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Frică i-a cuprins pe toți, preacuședici părinți, iubiți credincioși, pericopa evanghelică de astăzi ne pune în față un tablou așa de dureros, un tablou așa de jalnic, când Hristos Mântuitorul Lumii, trecând prin orașul Nain, găsește o femeie văduvă care își conducea singurul copil, singura nădejde, singurul sprijin, îl conducea la cimitir. Și iată că s-a întâlnit pe drum cu Hristos Mântuitorul Lumii, cu Stăpânul Vieții și al Morții, și atunci Mântuitorul Lumii le-a spus: milă mi-a fost de popor. S-apropie de coșug tânărului acestuia și cu cuvântul lui întoarce sufletul din nou în trupul lui. Cu singurile cuvinte, tinere, ție spun, scoală-te. S-a sculat mortul din sicriu și frică i-a cuprins pe toți. Frică i-a cuprins pe toți că nu știau mulți dintre ei cine e acesta care înviază morții. Și iată că Hristos Mântuitorul Lumii, trimis în lume de Tatăl cel Ceresc, să legitimează că este Fiul lui Dumnezeu trimis în lume să mântuiască neamul omenesc. Pronia divină, grija dumnezeiască, întotdeauna a fost asupra omului, dragii mei. Că omul e o valoare incomensurabilă. Nu ne dăm seama cine suntem și ce valoare avem. Nu ne dăm seama că purtăm un suflet nostru, porunca dumnezeiască a învierii și a mântuirii. Și iată că astăzi întoarce sufletul în trupul acestui tânăr. Bucurie mare a fost de beata femeie, dar și spaima a fost mare. Iată, un prorog mare s-a ridicat în poporul nostru. Acestea au fost primele cuvinte a cei care au fost acolo ca și conduceau pe drumul de moarte. Și am spus că omul e valoare incomensurabilă. Suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. L-am murdărit noi cu păcatul. Păcatul, să știți că distruge. Păcatul e acela care se zice că e rugina sufletului și a trupului. Distruge tot. Nu ține seama de nimic. Și iată, dragii mei, întotdeauna față de viață avem o responsabilitate. Cum trăim în lumea aceasta? Cum ne purtăm în lumea aceasta? Că suntem examinați, suntem urmeniți de puterile cerești și orice pas îl facem pe pământul acesta se va cântări odată. Ori pasul cel bun, ori pasul cel rău. De aceea, dragii mei, am spus că omul e o valoare incomensurabilă și aici, pe pământul acesta, nu suntem acasă. Suntem pe drum. Părintele profesor Buga spunea că viața de pe pământ e drumul spre veșnicie și bine zicea. Eu în comentariile mele spuneam că e drumul de la leagă și până la ultima lopată de pământ. Cred că am în două valabile. Că așa cum am spus, aici acasă nu suntem acasă. Trebuie să facem voia lui Dumnezeu. Să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu și mai ales rugăciunile către părinții noștri și cei din ceruri. Mai ales acele rugăciuni pe care biserica le-a instituit să le rostim pe toate. Rugăciunea împărătească Tatăl nostru și rugăciunea împărătească Împărate Ceresc Mângâitorule. Și cu acestea cred că suntem pe drumul întâlnirii cu Hristos Mântuitorul Lumii. Cu păcatul în spate nu putem fi să mergem în fața lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, totdeauna am spus,
Avem de grijă de viață, că-i darul lui Dumnezeu. Și El ne trimite în lume, El ne scoate din lume atunci când vrea El. Rugăciunea de cerere. Cerem ceva de la Dumnezeu și Dumnezeu ne dă după cum socotește El, după că socoteala Lui, nu după mintea noastră, dragii mei, că mintea noastră e mărginită. Dumnezeu ne dă tot ce ne trebuie pentru câștigarea mântuirii și mai ales ne-a dat Sfânta Biserică pe care a sfințit-o cu sângele Lui. Unde avem de toate ca să putem merge pe calea întâlnirii cu Hristos Mântuitorul Lumii. A doua fel de rugăciune este mulțumirea pentru darurile care ni le-a dat nouă, pentru viața care ne-a dat-o nouă, pentru rostul care ni l-a dat în lume, pentru sănătatea din lumea aceasta, și pentru tot binele și bucuria de pe pământ. Și a treilea fel de rugăciune este rugăciunea de preamărire a Tatălui Ceresc. Este rugăciunea de înălțare pe care o auzim în fiecare duminică și sărbătoare la Sfintele noastre liturghii, dragii mei. Și tainele bisericești sunt armele noastre și bagajul nostru cu care plecăm din lumea aceasta, că nu ne este indiferent cum plecăm din lumea aceasta. În popor se spune că ducem numai două scânduri. Pământul își cere ce a lui, dar și cerul își cere ce a lui. Și iată moarele Dostoievski se întreabă cum va fi ziua întâlnirii mele cu Hristos Mântuitorul Lumii. Va fi zi de bucurie sau va fi zi de ocară? Și așa de frumos să exprimă El când spune: vreau să ajung în fața Creatorului meu. Vreau să ajung în fața Celui care m-a trimis în lume și mă cheamă la El atunci când vrea El. Iată, dragii mei, că și aceste opere literare, aceștia vorbesc așa de frumos și istoria lumii și istoria neamului vorbește despre creațiunea lui Dumnezeu. În predica de rândul trecut am spus că o mare doamnă a literaturii noastre a socotit că cele mai mari minuni sunt acestea. Prima minune e crearea Universului. A zis Dumnezeu să se facă tăria și s-a făcut pământul. A zis Dumnezeu să se facă lumina, s-a făcut lumină. Aici aș vrea să vă spun că un mare fizician de nostru de la Măgurele a vorbit extraordinar de frumos despre porunca dumnezeiască să se facă lumină. Și de la porunca dumnezeiască a pornit până la laserul lui. Eu nu mai știu atâta fizică și chimie să vă spun cu neutron și cu proton. Dar acest om a dovedit științific că Dumnezeu este creatorul lumii și a luminilor. Brunner, filozoful german, îl atacă pe Dumnezeu. El era un ateu și nu numai ateu, era un dușman al bisericii. Și spunea, de ce a avut Dumnezeu să facă atâtea galaxii, mii de galaxii și miliarde de stele? Și vine Kant, filozoful, și explică, cerul înstelat și legea morală, acestea îmi dau de gândit. Cine aprinde lămpașurile astea pe firmamentul lumii? Nu este un mecanic, nu este un specialist, iar de legea morală s-a apropiat extraordinar filozoful german. Ce-i legea morală? Fiecare o zic cum o vrut, dar noi spunem că e glasul lui Dumnezeu în noi. Și atunci când facem rău, când facem păcatul, ne atrage atenția. Asta e legea morală.
dreptul n-are niciodată formulă. Nici Platon, nici Socrate, nici nimeni n-a putut să spună decât atunci aduceți aminte că Pilat, judecătorul, dacă era judecător, avea noțiuni de drept și îl întreabă pe Mântuitorul Lumii atunci ce-ai adevărul? Mântuitorul nu-i răspunde că era în clipa judecății, în clipa când mergea să se răstignească pe Sfânta Cruce. Dar îi răspunde mai târziu, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci, dragii mei, adevărul numai la Dumnezeu îl putem câta. Noi nu putem stabili adevărul. Noi nu știm tăia ce la adevărul îndeplină soarta. De aceea mi-aduc aminte că părintele Arsene odată a primit un grup de profesori universitari și studenți. Veni la el să gândeau pe drum cum au vorbit cu părintele și vedem că călugări foarte modest pe acolo și când a început părintele Arsene să le vorbească și din medicină și din teologie și din artă că toate le avea, au rămas tămăduriți. Nu asta vreau să vă spun. Vreau să vă spun altceva. Părintele Arsene a zis către ei, știu, domnilor, că sunteți oameni cu multă carte, profesori, universitari și studenți, dar să știți un lucru, să nu vă fie rușine, să nu vă fie frică să vă plecați genunchii în fața unui preot ortodox, oricât ar fi el de amărât, că acolo e mântuirea noastră, dragii, iertarea păcatelor prin sfintele taine. Și dacă iertăm păcatele, să departe de la noi rău, că păcatul vine de la rău. Binele vine de la bine, păcatul vine de la rău. Și mi-aduc aminte iară când un doctor în spital a tratat-o pe doamnă, o pacientă, cum se spune, și vedeau că nu mai pot face nimic pentru sănătatea ei. I-a spus la o soră, soră, du-te și caută un preot, că la doamna asta nu mai putem, n-avem ce mai face. Era înspre sară. A venit părintele, a spovedit-o și a întrebat-o așa cum se întreabă, când te-ai spovedit ultima dată? Niciodată, părinte, nu m-a spovedit. O spovedit-o, i-a dat de legări și dacă dimineață nu mănânci, viu cu potirul și te cu mine. Când s-a dus dimineața, doamna ședea pe marginea patului. Tot spitalul s-a cutremurat de minunea dumnezeiască. Și asta e o minune. Și îl întreabă pe părintele, ce ai făcut, părinte, de această doamnă, femeie, pacientă, să vindeca? Și îi spune părintele, i-am vindecat sufletul și iată că s-a vindecat și trupul. Asta nu-i minuni, dragii mei, nu-i mâna lui Dumnezeu, nu-i lucrarea lui Dumnezeu. Totdeauna trebuie să știm că suntem examinați de puterile cerești, de Tatăl cel Ceresc. Suntem examinați exact cum examinează profesorul elevul la școală să vadă ce-o mai agonisit, ce-o mai învățat, ce mai știe. Așa suntem și noi. Să nu creadă nimeni că facem păcatul și nu ne vede nimeni. Să nu creadă nimeni că facem păcatul și nu-l plătim niciodată. Doamne, ușor să mai facă păcatul. Doamne, ușor mai cădem. Dar trebuie să fim ca Sfântul și Marele Apostol Pavel care ne-a spus așa de frumos. Cădem în fiecare zi, dar marele lucru este să știm să ne și ridicăm. Și numai cu ajutorul bisericii, a sfintelor taine, a sfintelor rugăciune, ca așa că le-am spus adineaur la predică, putem scăpa de robia păcatului.
poter scappare din ghearele necuratului, că de aceea a venit Hristos Mântuitorul Lumii, la om, a îmbrăcat trupul omenesc în afară de păcat, a îmbrăcat trupul nostru ca să ia de pe umărul nostru povara păcatului, dragii mei. Și de când există om pe fața pământului, de la Adam și cât am mai fi om pe fața pământului, prunea divină, grija dumnezeiască, e totdeauna alături de om, prin biserica sa, prin slujitorii ei, prin toate celea ce ne-a rânduit Dumnezeu. Și capul bisericii nu-i nimeni, nici papa, nici patriarcul, nici preoți, nici episcopii. Capul bisericii este Hristos Mântuitorul Lumii. El a întemeiat-o, El ne-a lăsat-o, bijuteria cea mare și drumul care ne duce la întâlnirea cu Tatăl cel Ceresc. Dacă mergem pe drumul acesta fixat de Sfânta Biserică, e dureros în ziua de astăzi că foarte mulți așa credincioși nu bagă în seamă puterea Sfintei Biserici, nu bagă în seamă darurile din biserică că ne-l-a lăsat Dumnezeu. Spunea Părintele Cleopa că se duceau mult la el și unul spunea, pe mine mă doare cu tare, pe mine mă doare cu tare, pe mine mă doare cu tare. Părintele Cleopa le-a spus, măi, voi n-aveți boli câte leacuri are biserica, dar trebuie să știți cum să le pomeniți, să le folosiți. Trebuie să știți cum umblați cu ele. De aceea, dragii mei, totdeauna să avem grijă de viața noastră, că e darul lui Dumnezeu, că ne le dă când vrea El, ne trimite în lume când vrea El, ne scoate din lume când vrea El, că El, așa cum a înviat pe Fiul acesta, așa ne va învia și pe noi, de-aia că plecăm din lumea aceasta. Totul e ce bagaj ducem dincolo. Totul e, așa cum am spus, pământul cere ce a lui, dar și cerul cere lui. Și aduc aminte de cuvintele poetului nostru transilvan, Gheorghe Corbuc, care așa de frumos spune, din tot ce a fost e numai scru. Bine că-s gata de drum, așa să fiți și noi, dragii mei, plăcuți lui Dumnezeu, membri ai bisericii, credincioși ai bisericii, la Dumnezeu care ne dă de toate, la Dumnezeu care ne rânde de toate, că niciodată nu uită Dumnezeu de noi. Noi uităm de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu uită de noi niciodată. Și cu acestea aș vrea să vă spun, să fim cu toții alături de Sfânta Biserică. Asta e garanția mântuirii noastre când plecăm din lumea aceasta. Amin.